cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Hristos a înălțat, spunem și noi astăzi, precum toți creștinii, fără gând să ofensăm pe cei care sunt de o altă religie, chiar dacă te duci într-o altă țară, știți dumneavoastră, unde se poartă obligatoriu niște chestii pe cap de către femei și nu respecti regula, nu ești tratat cu foarte multă politețe. Da, trecem peste asta, e zi de sărbătoare, mergem înainte și la cafeaua de dimineață, iată, cafeaua, să nu uităm de ea, la cafeaua de dimineață, continuăm șirul emisiunilor, nu chiar așa ca în zilele trecute, pentru că vreau să iau și un telefon astăzi, să lămurim o chestiune despre care am tot vorbit. Înainte de toate, vreau să vă anunț că a apărut mesagerul de neamț, numărul 539. Din ce în ce mai greu să apărăm în print, da, mergem înainte, până când nu vom mai putea sau vom găsi soluții. Mesagerul de astăzi are subiecte extrem de interesante. Dacă vreți, vă rețin atenția cu un interviu pe două pagini cu un fost ministru al Sănătății, profesor universitar dr. Victor Costache, care vorbește despre speranță, șansă și nenorociri din sănătate. Este un interviu fluviu cu foarte multe lucruri interesante, care ar trebui să fie citit cu pixul în mână, pentru că sunt multe lucruri care ar trebui să le știe, de exemplu, asigurații. De exemplu, avem un număr mic de centre care realizează intervenții cardiovasculare. Decontarea acestor intervenții de către Casa Națională de Sănătate este departe de țările civilizate. Nu este departe de media europeană, este departe de minimum european. Suntem pe ultimul loc în Europa la acești indicatori de sănătate publică. Și unul dintre cele mai importante motive este că decontarea acestor proceduri este sub minimul european. Am vrut doar să vă dau un exemplu ca să înțelegeți de ce s-a lovit un om care a vrut să schimbe multe lucruri în sănătate și bineînțeles că în secunda 2 a fost atacat de haite, efectiv haite, de oameni care nu doreau să se schimbe lucrurile în acest sistem care, știți și dumneavoastră, am văzut în Neamț, avem exemple, este, cum să vă spun eu, plin de ceea ce se cheamă corupție. Și noi avem exemple multe în Neamț. S-a sperat că mărirea salariilor va opri două lucruri. Unul, plecarea medicilor și personalului medical și doi, corupția, șpaga în spitale. Nu. De fapt, doar s-a indexat șpaga și lucrurile merg din ce în ce mai rău. Acum, ce vreau să discut? Alte subiecte care după aceea le și lămurim un pic. În pagina a patra a Mesagerului de Neamț avem țeapă și minciuni pe bani publici ca la Piatra Neamț, în numele cailor. Este un subiect pe care l-am dezbătut în ultimele zile și care, de data aceasta, noi zicem că l-am lămurit în proporție de 90%, publicând în ziar un colaj în care arătăm foarte clar cum e cu banii pentru premii. Vă readuc aminte, primăria, Consiliul Local a aprobat 100.000 de lei bani pentru premii la Cupa Municipiului Piatra Neamț la Călărie. Cum s-au putut aproba premii de 100.000 de lei în condițiile în care în acte apare premiul de 15.000 de lei la Cupa Municipiului Piatra Neamț, o să încercăm să ne lămurim împreună cu primarul Municipiului Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea. O să încerc să iau legătura cu domnia sa în timp ce eu mai vorbesc.
Haide să vedem dacă reușim. Am spusat și 35, e și 36. Da, am întârziat și noi un minut cu emisiunea. Bună dimineața, domnul Bărănescu. Bună dimineața la cafea. Domnul primar. Bună dimineața. Înainte de a intra în ceea ce am anunțat subiectul, aș vrea să spun, pentru că, știți, sunt acuzat că anunț numai lucrurile rele. Uite, eu vreau să spun și un lucru bun în dimineața asta. Notați undeva în calendar, ca să nu mai se spune că spun numai lucruri rele. Am scos calendarul ăla bun. Da. Deci, manifestările de ieri din centrul municipiului pentru copii, pentru cei care s-au dus mulți, eu cred că s-au dus mai mulți decât așteptați la primărie, au fost o mică sărbătoare care, cum să spun eu, merită, lucrul acesta merită consemnat. Am văzut copii bucuroși și am văzut copii bucuroși, am văzut părinți bucuroși, cel puțin pe segmentele la care noi am fost acolo. Acum punem și niște imagini din zonă. De aceea zic că e un pas înainte din punctul acesta de vedere, cu efort nu foarte mare. Deci nu foarte mare, efortul a fost, cu efort nu foarte mare, dar iată că s-a reușit o zi de bucurie și altfel decât era până acum. Da, și eu apreciez că a fost o zi reușită și pe această cale trebuie să mulțumesc tuturor instituțiilor partenere în organizarea acestei zile, pentru că nu a fost doar primăria implicată aici și cred că efortul distribuit de toate aceste instituții a făcut ca această zi să fie reușită. Deci eu nu pot decât să mă bucur când se schimbă lucruri în bine, pentru că acele sume făcute, dăm niște bani de 1 iunie și se făceau două, trei chestii doar așa ca să meargă bine crâșmele din jur, erau bine, crâșme privilegiate în general, erau rezolvate rapid și se bifau niște activități. Acum, vă prănesc aici o scurtă completare. Țintim către evenimente de calitate. Ne propunem ca toate evenimentele în care primăria se implică să existe o cheltuire cât se poate de eficientă a banului public și să se regăsească în satisfacția pietrenilor, celor care participă la evenimente. Așa a fost și de Revelion și la toate evenimentele pe care le-am organizat până acum, precum și la evenimentele pe care le pregătim pentru această vară. Bun, atunci haideți să ajungem la chestiune, ca să spunem așa, la nenea Iancu să ne întoarcem, sau la nenea Costache. Primăria Piatra Neamț a primit o cerere de finanțare a cupei municipiului Piatra Neamț la călărie. Da. Ce vă rog să-mi spuneți de la început? Eu o să întreb, dacă puteți să-mi răspundeți, dacă nu, nu. Când s-a venit cu cererea respectivă, ce vi s-a spus? Este o competiție cupa municipiului Piatra Neamț pentru mai multe zile, adică 3 zile, sau este o probă în cadrul unei competiții? Cupa municipiului Piatra Neamț este, conform discuțiilor pe care le-am avut încă de anul trecut, pentru că de anul trecut am avut primele discuții, având ca obiectiv salvarea sper că n-au fost în perioada de anul nou, când venea domnul Lupu cu urătura. Vorbim despre o situație destul de serioasă și chiar gravă în ceea ce privește tot ce s-a întâmplat în ultimele două decenii cu baza hipică, care este unul dintre reperele importante ale municipiului Piatra Neamț. Și baza hipică trebuie să redevină ce a fost cândva, pentru că doar asta îi poate consacra numele și ne poate motiva și pe noi să ne implicăm cu seriozitate în redevenirea acestui obiectiv. De acord cu dumneavoastră că trebuie, problema este că, deci, la dumneavoastră a venit o cerere pe finanțare pe 100.000 de lei. Da. Pentru o competiție care trebuia să dureze 3 zile.
Ei, cu ocazia zilelor municipiului Piatra Neamț. De aceea s-a aprobat 26 iunie. De aceea s-a aprobat suma de 100.000 de lei pentru premii, ca să fim foarte clar, nu pentru altceva, pentru premii. Bun. Absolut. Da, atât am putut asuma, am înțeles. Primăria. Noi am publicat și dumneavoastră ați văzut zilele astea. Astăzi publicăm și în ziar tot documentul. Cupa municipiului Piatra Neamț de fapt este o probă în cadrul unei competiții. Premiul este 15.000 de lei, da? Iar în cadrul competiției respective mai este Cupa TCE3 Braz, premiu 25.000 de lei, și aici nu cred eu, poate să-mi spune oricine orice, că cei de la TCE3 Braz nu dau banii pentru premiu și au nevoie de bani din altă parte. Întrebarea mea acum, după ce ați văzut aceste documente, după ce am observat că primăria este tratată la diverse, în comunicatul oficial al domnului Lupu, care mulțumește prefecturii Consiliului Județean, nu știu exact în ce ordine, cum vedeți aceste lucruri? Deci, cu privire la sprijinul financiar pe care l-a oferit sau pe care și l-a asumat Primăria Piatra Neamț prin acea hotărâre de Consiliul Local care stabilește condițiile de organizare a evenimentelor din dedicate zilei municipiului. Noi acolo ne-am asumat acoperirea premiilor în valoare de până la 100.000 de lei pentru organizarea competiției internaționale. Este singura, în urma demersurilor inițiate încă de anul trecut de Asociația Ecvestră, de Clubul Ecvestru, această competiție a fost inclusă în calendarul internațional și este singurul eveniment de genul acesta din țară de sărituri peste obstacole. E un singur eveniment internațional din țară. Și pentru a intra în această categorie de eveniment internațional de ostea, trebuie să existe un cuantum minim al premiilor, din câte am înțeles eu de la domnul Lupu, și acesta a fost stabilit la 100, la undeva la 25.000 de euro, dacă nu mă înșel, iar municipiul Piatra Neamț acoperă această valoare pe care ne-am asumat-o noi de 100.000 de lei. În momentul de față nu putem stabili cu exactitate valoarea unui premiu, pentru că asta depinde de mai multe elemente, printre care și numărul participanților, câștigătorii pe fiecare probă în parte. Mie domnul Lucu încă nu mi-a explicat și nu cred că este posibil. Mă auziți? Eu vă aud foarte bine. Și nu cred că este posibil ca Cupa municipiului Piatra Neamț să fie doar o probă în cadrul acestui. Dar scrie în documente, domnule primar, nu vă supărați. E în calendar, e oficial. Deci Federația Ecvestră și Asociația Club Sportiv Ecvestru Costache Lupu, deci Costache Lupu, nu e Piatra Neamț, organizează la baza hipică Virgil Bărbucean în perioada 23-26 concurs internațional și urmează codul concursului CSI1 steluță, cel mai mic, cea mai mic clasificare. Și aici da, scrie foarte clasificare de cupă internațională. Exact. Și pentru data de sâmbătă, citesc, că atât am învățat, nu pot să și analizez. La ora 18 avem Gold Tour Cupa Municipiului Piatra Neamț, două faze speciale, un clasament, premii 15.000 de lei. Dacă nu scrie așa acolo, înseamnă că nu știu să citesc. Iar precizare. Da. Suma oferită de Primăria Piatra Neamț în cuvințarea cu acordul Consiliului Local este de maxim 100.000 de lei, dar de contul se va face pe concursul denumit Cupa Municipiului Piatra Neamț cu state plată, care are în spate semnătura nu contest asta. Câștigătorului cu copii actului de identitate, adică nu va putea conta mai mult de 15.000. Domnul primar, de exemplu, domnul primar. Dacă tot... Vă rog.
decât dacă suma respectivă este aferentă cupei municipiului. Am înțeles. Problema este alta, domnul primar. Domnul primar, ascultați-mă un pic. Problema este alta. Noi, eu, cei care se uită la emisiune și dumneavoastră în primul rând, bănuiesc că și consilierii, cel puțin în parte, dorim un singur lucru. Și dumneavoastră bănuiesc că doriți același lucru. Să dispară minciuna din administrație. Bineînțeles. În momentul în care vine cineva și îți face o cerere și nu pune hârtiile în spate și îți cere o sumă de bani pe care o disponibilizezi din bugetul local și tu vezi după aceea că cel puțin la nivelul ăsta de documente lucrurile nu sunt în ordine, înseamnă că undeva este o problemă. Problema este ori la domnul Costache Lupu, ori la cei care au promovat proiectul, ori este o problemă de sistem. Domnule Bălănescu, eu trebuie să vă spun un lucru cât se poate de simplu și de clar. Nu poate fi decontat nici un leu în plus pe niște hârtii. Am înțeles. Exacte. Am înțeles. Deci, am înțeles. Primăria Piatra Neamț vor fiecare leuț care pleacă este în baza unui decont foarte bine justificat, a unor documente justificative. Cererea inițială ne-a permis să obținem votul în Consiliul Local pentru organizarea evenimentelor dedicate zilelor. Atunci întreb altceva. Care, suma de 100.000 de lei poate fi folosită integral pentru Cupa Municipiului Piatra Neamț în funcție de documentele pe care Clubul Ecvestru ni le va pune la dispoziție. Am înțeles, domnul primar. Mai mult decât domnul primar. Poate deconta. Domnul primar, credeți-mă că am înțeles. Eu vreau să ne întoarcem la chestiunea aceea primă. A fost completă documentația pentru concurs? Adică când domnul Lupu sau asociația domnului Lupu a depus aceste hârtii, era și documentul în care apărea Cupa Municipiului Piatra Neamț cu 15.000 de lei sau s-a depus doar cererea și documentul după? Doar cerere, după cum știți și dumneavoastră. Eu de asta zic. Fiind un document suficient în vederea unei hotărâri de Consiliul Local, câtă vreme de contul se realizează atent. Am înțeles. Și cu documentele justificative menționate. Am înțeles. Acum aș vrea să mergem un pic mai departe. Domnul Lupu a dat un comunicat în care vorbește despre ajutorul pe care l-a primit în organizarea concursului. Am văzut că pe primul plan sunt Consiliul Județean și Prefectura. Dumneavoastră ați ajutat cu ceva acolo, cât ați putut, așa? Eu i-am cerut domnului Lupu să facă un exercițiu de transparență și să spună public care sunt activitățile pe care le-a făcut fiecare instituție în parte. N-am absolut nicio problemă să sprijine toată lumea această competiție. Mi se pare că baza hipică este un bun al comunității și toată lumea este binevenită să sprijine orice competiție care face ca acest nume să renască din nou și să promoveze orașul peste munți și peste văi. Dar trebuie să facă publică activitățile pe care le-a făcut fiecare instituție în parte. Este ceea ce am cerut expres domnului Lupo. Da, bun. Deci am lămurit două aspecte. Unu, că s-a depus doar acea cerere inițial, după aceea, și că de contul se va face în limita premiilor pentru Cupa Municipiului Piatra Neamț, măcar aici ne-am liniștit că nu se vor da toți banii. Domnul primar, înainte de a, știu că aveți la nou o întâlnire, un minut aș vrea să vă întreb dacă aveți dumneavoastră, noi încercăm de vreo mai multe zile și nu-mi place să sun la primar ca să spun, domnul primar, știți, vă rog frumos, poate dau niște informații domnii de acolo. Am vorbit cu cei de la comunicare, ei au dus mai departe, am cerut un punct de vedere de la primăria municipiului Piatra Neamț cu privire la chioșcurile, nu chioșcu, Betty Ice de pe raza municipiului. Istoric, cine le-a aprobat, așa. Ce trebuie să fac eu, aveam o vorbă mai urâtă pe vremuri, ce trebuie să fac eu ca să primesc aceste informații în afară să-l sun pe primar? Domnul Bălănescu, deși nu sunt
cel mai fericit când trebuie să ajung telefoanele și mesajele direct la mine. Știu. În momentul în care apare vreo întârziere de genul acesta, sunați-mă direct pe mine. Uitați, până la prânz astăzi veți primi informațiile solicitate și vă rog să-mi confirmați la prânz dacă le primiți sau nu. Vă mulțumesc, multă baftă la întâlnirea cu cei din zona Ardealului. Vă mulțumesc pentru atitudine și pentru informarea corectă, pentru că vă spun sincer, de multe ori și eu aflu informațiile de la dumneavoastră. Și na, e bine să corectăm situațiile. E regretabil că corectăm situații de genul acesta după ce apare informația publică, dar ne ocupăm și atunci când apare o situație de genul și înțelegem cum stau lucrurile, corectăm imediat respectiva problemă, respectiva situație. Mulțumesc tare mult! E adevărat, sunt multe, multe probleme care apar de fiecare dată când încerci să dai cu pensula și să ștergi praful undeva cât se poate de delicat, ies șobolan de dedesubt de te sperii. Asta este situația, dar ușor, ușor punem lucrurile în ordine și stabilim proceduri. Domnul primar, acum dacă tot ați pomenit de șobolan, să știți că există serviciu de deratizare. Vă spun eu, dacă să poți să poți să-i stârpești, știți? E o metaforă. Vă mai spun eu ceva. Trebuie să citim cel mai iubit dintre pământeni, să ne aducem aminte cum se stârpesc șobolanii chiar de către intelectuali. Știți? Trebuie să ajungi la cuib. Ca să ajungi la cuib, nu uitați ce vă spun eu de foarte mult timp, trebuie să te mai uiți și în spate. Știți? În trecut. Aveți dreptate. Știți bine că am încercat să evit să ne uităm în spate, dar orice faci, n-ai cum să eviți problema. Tot către cuib duce. Asta vă spun și dacă ajungeți la cuib, mai trebuie să cineva să-și apese, știți, pe butonul ăla, ca să stârpească matca. Da, vă mulțumesc, discuție interesantă cu cei din Ardeal. De la Oradea vă doresc cele bune, numai bine, sănătate. Numai bine, sănătate, o zi frumoasă tuturor. Sănătate. Deci, oameni buni, am vrut să port această discuție pentru a vă arăta cum de multe ori funcționează lucrurile în administrație, când aparent vine cineva și spune, te bate la cap, domne, vreau să fac luna de pe cer la Piatra Neamț. Ok, știți, și o să vin și o să fac o cerere și o să facem și nu știu ce. Se lasă lucrurile până pe ultima 100 de metri, după care îți vine cu o cerere și s-o bagă sub nas. Tu, între timp, ai apucat să discuți, ba cu unul, ba cu altul, băi, noi nu putem ca primărie să facem așa. Dar ajutați și voi să dăm cu var, să schimbăm nu știu ce gărduți pe acolo, să facem, să schimbăm acoperișul, domnul Lupu, că nu e voie cu azbociment, că interzice regulamentul să aveți grajduri cu azbociment. Asta e. Da. Na. Și zici, domne, asta e cererea, asta în ce spune, 100.000 de lei. Ok, cupa municipiului Piatra Neamț. Cum a spus domnul Lupu că e cupa? 3 zile, domnul primar. 3 zile. Ok, 3 zile. 1, 2, 3. Și băgăm cererea în Consiliu. În spatele cererii nu avem nimic. De ce? O să spuneți cum. Așa e normal. Da, se poate face și așa. Riscând. Da, se poate face și așa. Ce a făcut, de exemplu, același domn Lupu pentru o altă competiție? Cupa Virgil Bărbuceanu, care se va desfășura prin iulie, sper să nu greșesc. Așa, se va desfășura prin iulie. Și care competiție? E ghilimele, sponsorizată de Consiliul Județean Neamț. Păi, în primul rând, și aici știți cum zicea Toma Caragiu când îl juca pe Țiriac în noaptea de Revelion și făcea comparații între tenis
și asta. Avantaj secretar. Orice poți să spui despre doamna Soroceanu, dacă nu știe să facă o chestie când vrea ea să o facă, ai cum. Deci, doamna Soroceanu este net peste secretarii interimari de la primărie. Așa că, știind antecedentele, ea a zis, nu mă încurc cu domnul Lupu, nu fac cu el, să vină Federația Ecvestră să se asocieze cu mine. Și da, o să facă domnul Lupu asta, îi virăm banii în contul lui la cererea Federației, dar de contul e girat de Federație. Eu cu ei discut, nu discut cu domnul Lupu. Și domnul Lupu nu s-a dus cu o cerere. Adică Federația, ca să fim... Federația s-a dus și a pus documente, vreo 30 de pagini, inclusiv statutul clubului, ca să vadă domnul Tudorel Radu că n-are voie să voteze proiectul de hotărâre, ca să nu cumva să-i devină vreun conflict de interese. Și acolo sunt trecute tot, probe, tot. E o diferență de abordare și de respect din partea Clubului Sportiv Ecvestru și a Federației. La Consiliul Județean s-au dus cu toate documentele, că probabil li s-au cerut. Aici a fost acceptată o hârtie scrisă și pe care s-a dat 100.000 de lei. Consiliul Județean sponsorizează respectivul concurs, care nu e internațional, dar vedem, o să vedem ce internațional va fi și asta, cu o sumă mai mică decât premiile de la Primăria Piatra Neamț, pentru că lucrurile așa funcționează. A, uite, domnul Crețu, consilier județean, îmi spune 21-24 iulie va fi cupa. Mulțumesc, domnul consilier. Așa. Ce să vă mai spun? Așa stau lucrurile. Dacă printr-o vrajă aș ajunge să fiu în locul domnului Carabelea pentru jumătate de oră, aș propune un proiect de hotărâre în care să spun că toți cei care, într-un fel sau altul, au mințit, au omis să spună ceva, nu și-au respectat contractele cu primăria, să-i scot din joc. Le spun stop, joc. O să mai discutăm lucruri de genul ăsta, dar acum, pe final, vreau să fac niște precizări după emisiunea de ieri. După emisiunea de ieri în care am spus, domne, haideți, domne, să ne adunăm câțiva și să încercăm să schimbăm lucruri în județul ăsta și în municipiu și în orașele și comunele sale. Am primit nenumărate mesaje, direct, indirect. A, vrei să faci partid politic, să-ți faci partid. Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Am primit mesaje extrem de interesante de la oameni care sunt în străinătate. Oameni care mi-au spus, domne, eu vreau să vin în Piatra, să candidez, să fac, să schimbăm, dar cum să facem? Eu am spus foarte clar ieri, cine vrea, noi oferim antrenament pentru cei care doresc să facă lucrul ăsta. Nu intrăm noi să facem politică, pentru că deocamdată facem presă atât cât ne pricepem. Dacă ne-am lăsat de presă, o mai vedea. Dar până atunci ne facem treaba. Să ne bucurăm împreună cu colegul Viorel Cosma și cu toți ceilalți care am vorbit despre subiectul baza hipică și să remarcăm că probabil s-a făcut o economie de la buget de 85.000 de lei în acest caz. Mai trecem o economie în dreptul materialelor de la Mesagerul, că am mai făcut și altele în timp. Oameni buni, ne oprim aici. E joi, e sărbătoare, cred că n-are rost să mai reținem atenția cu alte și cu alte aspecte.
pe care le putem discuta, de ce nu, și mâine. Cele bune! Să fiți iubiți!